Bună dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Este singurul care îi garantează faima și like-urile și o știe foarte bine. Atât de mult încât a făcut-o să se îndrăgostească de el pentru a obține mai multă faimă și apoi a lepădat-o. Nu mă așteptam să iasă la iveală adevărata lui față și s-a împușcat în picior cu atitudinile sale și să iasă la iveală că a ajutat să le aducă pe Nanuca. Inutil a presupus romantism cu blonda actrița marocană Asila este ceea ce el face celebru și cred că dacă această apropiere este adevărată este inca o miscare a lui pentru faima, din moment ce Emanet a murit și cred că înregistrările se apropie de final. O modalitate de a nu fi uitat. Narcisist trădător. Asta este doamna Asila, este frumoasă, curată, caldă, sinceră, bună la suflet, dar mai sunt oameni cu sufletul negru. Doamne ajuta-ne să se potolească pamintul și războaiele astea inutile, ajutai Doamne pe semenii tăi să devină mai bun ca tarerea s-a făcut lumea. Punct total greșit, nu este calificat pentru viața de noapte sau băutura. Astea sunt cele mai grave calomnii care se fac pentru că știi atât de precis unde se afla Halil în viața de noapte. Voi, fraudele nerusinate, cum să nu aveți putina etica morală? Ai nevoie de viața privată a lui Sila și Halil? Ei pot face ceea ce vor și Sila are o mulțime de cuvinte și trebuie să avem încredere în ele rușine pe portalul tău. Nu știam acest lucru, acum am aflat că Sila Pasca 50 a adus la Halil cu umărul, da, am văzut acest lucru, dar nu am înțeles de ce Sila 50 a adus pentru Zuhal, pentru cu umărul a făcut Sila frumos. Totul lumea este veselă acum, Sila și Halil au o viață fericită pentru că Sila 50 a iubit de-a toată filmului Amanet și o iubesc ala, dar interziunea acestui cupliu a fost Halil martorul interziei de casatorie, acum Sila și Happy în viața conului. Da, ei sunt unul celuilalt medicament atunci când este nevoie. Iubiți-vă unii pe alții oameni, fiecare dificultate și durere. Probleme care sunt inevitabile în viață, este mai ușor să îndurați și să depășiți cu un partener care vă iubește și vă sprijină. Am un prieten în Turcia care îmi spune că această poveste de dragoste nu a existat niciodată, a fost marketing și că, deși există un videoclip și o fotografie care iese dintr-un concert, ceea ce nu înseamnă că sunt ceva, au fost doar prieteni și au fost parteneri. Nu cred că problema vârstei este cazul, nu există vârstă pentru dragoste. Recente Scan Deniz, care are deja 50 de ani, s-a căsătorit cu o fată de vârsta Sila, deci nu cred că din cauza unei vârste. Problema, pur și simplu chimia a fost doar în interpretarea personajelor lor. Doar Sila este medicamentul și zâmbetul lui Halil, în timp ce alții ca Osnuriman Hasina și alții sunt o travă pentru Halil și un obstacol pentru viitorul lui Halil. Pentru ca Sila și Halil să se iubească, sunt un cuplu foarte frumos și viața este una, lasă prejudecati și bucurate de dragostea ta. Narcisa trădătoare vă așteaptă pedeapsa? Nimeni nu va ierta pentru comportamentul și atitudinea ta față de putere. Sila și Halil sunt medicamentul unui alel lui Nimai și numai puțin ambele sunt medicamentul unul alelui Sila Halil. Sila Martlea este zi singura care îl pune în picioare pe Halil. Toată lumea știe asta foarte bine. Noi l-am văzut și este clar vizibil pentru Halil. Schimbarea în rău. Putem vedea că Zaluan s-a schimbat fizic și cu siguranță are nevoie de cineva care să-l ajute cu adevărat în cercetarea lui Xu. De îndată ce vom elimina numele Silei din Halil, Halil va fi complet degradat. Osnurcula este bolnav, dar vrea să fie alături de Halil și nu-i pasă unde duce viitorul lui Halil. Nu contează că bârfitorii și invidioșii îi defăimează. Întreaga lume îi iubește și îi admiră pentru talentele, succesele, strălucirea lor. Dragoste și dulceață și noblețe Dumnezeu te ocrotește. Pentru ca lui. Fă asta prin lucrare divină, ei nu l-au luat de la nimeni. Acei invidioși nu vor ajunge niciodată la ei. Îi fac mai mari și mai de succes pentru că puterea divină așa vrea. Împreună mănâncă lumea.
mulțumesc și mult succes de la dragele mele iubiri. Dragi prieteni, de ce vă flatați cu speranțe? Niciodată nu va mai exista această pereche de Khalil și Sila, nici. Vă rog să nu insultați forța cu numele lui lângă forță. Trădarea este de neiertat. Mi se pare că dragostea lor a fost testată în multe feluri. Se pare că în jurul lor sunt multe intrigi. Dumnezeu să aibă grijă de tine și să iasă nevătămată din atâtea obstacole. Nanuca este toată degenerată, atât fața, cât și silueta ei și părul, totul este totul, de parcă Domnul ar fi pedepsit-o pentru păcatele părinților ei. Nu degeaba își ascunde trupul în spatele hainelor monahale, dar nu poți să-i ascunzi fața, dar Nanuca nu are nimic de spus despre abilitățile de actorie. Ce cred că Khalil doar s-a îndrăgostit de Roman, se pare că nu este capabil să iubească pe nimeni, se iubește doar pe sine și Seher și-a dat seama și a fost deștept și pensionar, ce păcat pentru acest actor. Așa e, dragă prietene, e prea bătrân pentru ea, în roman și mai rău în viața reală, îți poți imagina la 40 de ani și el. Dragi prieteni care arată dragoste față de Khalil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.